Hey, salut! Bine și bine vă regăsesc la un nou videoclip. Astăzi vă voi arăta cum să faceți un banner la YouTube și cum să-l puneți. Mai întâi avem nevoie de aplicația Pixelmem. Ok, cam asta este și acum trebuie ca să facem o descriere. Pentru dumneavoastră! Magic, clientul vostru.
Deci dați pe plus, dați text, dați creon, iar creon și scrieți descrierea. Acum dăm aici. Aici, aici, aici și aici. Dacă vrem să-l salvăm, dăm export image. Și putem da save to gallery, dar eu nu mai salvez pentru că am una. Acum să vă arăt rapid cum să o puneți la YouTube. Intrăm rapid pe Chrome. Dăm filă nouă. Dăm YouTube. Și, după cum vedeți, am intrat. Dăm versiune, stil, decop. Iar apropiem și să se încarce. Și dăm aici pe contul dumneavoastră, aici, canalul tău, așteptăm pentru a schimba, dăm personalizați canalul. Apoi dăm aici, apăsăm o dată pe imagine și avem un mic creon, dăm pe el și dăm schimbă imaginea canalului. Apoi dăm selectează o fotografie și dau și eu. Deci dăm fișiere. După ce se încarcă, deci, da, eu nu o să o mai schimb pentru că asta este o unui coleg, dăm aici salvați și cam asta e. Dacă nu vreți să o puneți, anulați și vă va rămâne ce care aveți. La fel puteți face și cu această poză. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest videoclip, să dați un like și pronovezi și abonați. Eu am fost Petruț și cam asta a fost. Vă lăsați.